Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am citit o știre incredibilă aseară pentru mine. Pe ziare.com au făcut o selecție a unor dialoguri de pe Forum Grecia, celebrul Forum Grecia. Știu, sunt și eu în Forumul Grecia. Serios? Da. Sunt și în Forum Volos. E un forum și foarte... Halkidiki și e, da, mă rog, numeros. E o comunitate formată din cei cărora le place să meargă în Grecia. Tu ar trebui să fii chiar președinte de scară acolo. N-am cum. În fine. Și scrie cineva acolo, zice, domne, eu vin cu apă din Grecia în România. Voi cu ce veniți? Zice, printre altele vin cu apă. Îmi place apa lor pentru că este dulce. A scris o doamnă acolo și arăta, era și o poză cu porbagajul plin cu băsuri de apă. Dar ce apă era? Nu mai știi, nu? Zagora, parcă, sau nu mai știu cum se cheamă. Bă, la apă nu m-am gândit, dar cu ulei am venit de fiecare dată și bănuiesc că oricine merge cu mașina în Grecia vine măcar cu 4-5 litri de ulei. Eu am prietenii să-mi fierți pe uleiul ăla de măsline și apucă agitația cu vreo 2-3 zile înainte să plecăm din Grecia. Începe agitația, se interesează. Domne, de unde luăm? Și până la urmă, ăia toți au aceeași poveste. Domne, e făcut la noi aici. Noi acum, de exemplu, am fost vara asta în Schiatos. Ei nici n-au plantație de măslin. Dar au spus că au. Evident. Voi... E făcut la noi, e cel mai bun. Voi cu ce veniți din Grecia? Dați-ne un telefon la 0372069599. Ziceți-ne... Nu din Grecia, din vacanță. Mă rog, din vacanță în general. Dar dacă tot ai deschis vorba de Grecia, cu ce veniți din vacanțe? Ce cumpărați în mod special? 0372069599. Acum depinde, că și uleiul ăla, fiecare gazdă spune că probabil că au prieteni care au măslin și... Da, mă, și vezi că se găsi, eu le spun, zic, mă, băieți, pune-ne, e ulei de măsline în obor acum, tot ăsta la bidoane de tablă. Ok, e puțin mai scump, dar nu e, adică oamenii nu e dublu. Și zic, stai să cumperi pe aici tăcar cu 30 de litri de ulei, zic, îți cumperi când ai nevoie un bidon de ăla și dar nu, domne, că ăsta grecesc n-are moarte. La ultima deplasare am venit cu cea mai mare cantitate de ulei. Mă rog, nu spun. Nu cred. Nu spun că nu, după aia o să râzi de mine. Dar ce faci, mă, cu el? Faci cad în ulei, ce voi? Eu am un bidon de ăla, dar cu 2 ani. De 5 litri încă mai practic, am în el. Practic renunți la orice altă... Adică nu mai cumperi ulei un an de zile. Păi nu, ăsta de prăjit nu e bun, uleiul de măsline. Da, mă, dar nu prea mâncăm prăjit. Îl folosim la tot felul de salate, combinații astea. Știi că gătesc mult. Un polonic de ulei. Știi că gătesc mult. Și știi ce am mai luat anul ăsta? Am luat niște sardine foarte bune. Asta da. Din magazine de la ei de acolo. Băi, mi-a părut rău că am luat numai vreo 5-6, nu știu cât am luat. Uite, eu de obicei că merg în Italia. Da. Mă întorc cu 2-3 bare de salam obligatoriu. Le bag în folie frumos și Milano. Le dosesc în... De oriunde, în Italia, dacă mă... Anul ăsta e prima oară când am fost, că am fost într-un weekend și n-am mai luat, că vezi, doamne, încerc să slăbesc. Cătălin, bună dimineața! Salut! Neața, George, neața, Vlad, neața. Zi! Eu nu vin cu nimic din Grecia, sincer să fiu. Conduc doar mașina, dar soția mea a zis că să recupereze și să vină și pentru mine și pentru ea și pentru fată. Da? Și atunci aducem ulei și pentru cei de pe scară și pentru rude. A, uite, vezi, nu mai e pentru prieteni. Doar pentru noi. Dar mai grav a fost anul ăsta că n-am avut loc cu mașină și a trebuit să punem cumpărăturile și pe locurile din spate. Și la vama, la macaza, m-au întrebat bani și dacă suntem 4 persoane în mașină. Bravo, Cătălin, îți mulțumim tare mult. Vezi, uleiul e cel mai comun lucru. Claudiu, bună dimineața. Salut, Claudiu. Bună dimineața, salut, băieți, ce faceți? Uite, foarte bine, am luat ceva din Grecia, de exemplu. Dar nu mai e vremea pentru asta. Zine, cu ce vii? Dar zici și mie că eu am terminat. Ce ai terminat? A terminat uleiul. Am terminat uleiul, am terminat măslinele, calamata, am terminat feta. Auzi, cu brânză veneam și eu din Grecia. Până mi-am dat... Două... Păi da, o găsești la magazin acum, e foarte simplu. Nu, știu, mă, parcă are alt gust de acolo. Păi e aceeași marcă. Adică... Și de multe ori sunt și aceiași producători. Mulțumim, Claudiu. Florin, bună dimineața. Salut, Florin. Bună dimineața. Toată lumea se gândește să ia ulei din Grecia, să ia ulei din Grecia. Fraților, ați luat vreodată miere de albine de portocale din Grecia? Nu, nu. Nu se compară cu nimic. Miere de albine, de portocale? Păi nu e nimic tradițional cu portocalul în Grecia. Păi nu, dar ba, da, ei produc mierea acolo. Au la capătul terenului de portocal au stupi. Din asta, de stupi. Aha. Nu m-aș fi gândit niciodată. Nici eu. Dar o să țin minte pentru data viitoare. La anul, îți mulțumesc tare mult. Mulțumim tare mult pentru pontul ăsta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.